Drumul județean Orăștie-Costești, în lungime de peste 17 km, principala cale de acces a turiștilor spre cetățile dacice, va fi modernizat după mai mulți ani de așteptare, timp în care a ajuns într-o stare tot mai precară. Însă turiștii vor mai avea de așteptat până când vor putea circula în condiții civilizate pe ruta cetăților dacice. Însă primii pași au fost făcuți de autoritățile hunedorene. Întârzierea pentru acest drum nu s-a făcut până acum, că se spune, erau motive obiective pentru noi. Adică în sensul că în momentul când am trecut să facem faza de proiectare, am constatat că erau puse în proprietate persoane fizice până în mijlocul drumului. A durat foarte mult până am luat legătura cu toți proprietarii de terenuri, până când ne-am convins că nu poate fi proprietar pe drum, nici măcar pe șanțul de scurgere a drumului, am depășit aceste inconveniente, suntem pe linia dreaptă și vă spun că în curând acest drum va fi pe fonduri europene prin ADR Vest.